Deși managerul complexului energetic Oltenia a prezentat o situație financiară din care a reieșit un profit pe primele trei luni, planul de a face restructurării nu a fost lăsat deoparte. Directoratul nu renunță la cele 2000 de disponibilizări. Acești oameni însă nu știu să facă altceva. Au muncit în minerit zeci de ani și nici nu ar avea unde să se angajeze pentru că în județul Gorj nu au mai fost create și alternative. Președintele Consiliului Județean s-a eschivat când a fost pus să explice de ce nu s-a făcut nimic. Și alternativa la minerit, am spus-o de fiecare dată, iar este cea legată de recuperarea banilor care s-au cheltuit în mod necorespunzător. De redarea terenurilor pe rămase libere din circuitul industrial. Noi trebuie să vorbim de alternativă ce rămâne în spatele acestei activități. Și iată că și acolo lucrurile sunt legate strâns de o activitate organizată sub o entitate, închiderea minelor și așa mai departe. La insistențele presei, Călinuiu a dat turismul ca o alternativă. Putem vorbi de valorificarea potențialului turistic al nivelului județului Gorj comparativ cu mulți ani, nu prea mulți ani în urmă. Creșterea numărului de turism, veniturile, se văd de fapt lanțul de pensiuni de-a lungul pe traseul zonei submontane, se vede chiar Rânca, cu toate comentariile și binevenite, că mai e mult de făcut acolo, de asemenea că este pentru județul Gorj o aducător de venituri zona turistică. Minerii spun că dacă vor fi lăsați pe drumuri, nu vor mai avea unde să se angajeze. Niciunde. Deci e dureros să spunem că nu se poate să angajeze niciunde. Cei care vor pleca sunt persoane vârstnice, să vorbim adevărul. Deci nu îi va mai angaja nimeni. E problemă pentru tineret, care au studii, au facultăți și nu găsesc un loc de muncă. Dar cei care o să iese la pensie sunt persoane vârstnice, n-au lucrat decât în minerit, practic nu știu să fac altceva decât minerit sau în zonele de energie de termo. Nu îi va angaja nimeni, deci va fi un dezastru social pentru familiile lor. Alții își îndeamnă copiii să învețe și să plece în străinătate. Încearcă să dărâme totul, absolut totul, nu interesează nimica. Păi că ei își aduc aminte de zona Modru, efectiv numai când nu mai bate vântul, când nu mai plouă, nu contează că sunt minus 20 de grade sau plus 40. Tot timpul ne cer să funcționăm pe temperaturi extreme. De cât timp lucrați în această zonă? De 25 de ani. Iar acum e cam greu să plece în altă parte, fiindcă toți se întreabă ce vârstă ai. Și când aud că 40 și... Că știți că sunteți prea în vârstă. Anul trecut, alte 2000 de persoane au fost disponibilizate, iar pentru această vară s-a anunțat un nou val de disponibilizări. În această perioadă încă se mai negociază privind criteriile de disponibilizare, precum și plățile compensatorii pentru viitorii șomeri. Liderii de sindicat au cerut să plece acasă salariații care mai au un an sau doi până la pensie. Acest criteriu urma să fie aplicat atât directorilor din companie, cât și sindicaliștilor.